Teatrul de stat Constanța prezintă a doua premieră a acestei stagiuni. Spectacolul Lasă-mă să intru, în regia lui Vlad Cristache, este și o premieră națională care va fi prezentată publicului joi, 28 noiembrie, în avantpremieră, iar vineri și sâmbătă de la ora 19 va avea loc premiera spectacolului. Când mi-a spus povestea, am spus, stai un pic. Din tot ce am discutat, de sensibilitate, tu vii să faci povești cu vampir, asta e... Și m-a convins, spunându-mi că nu, tocmai... Chestia cu ideea că personajul principal e vampir este doar un pretext al unor teme mult mai grave. Și modul cum mi-a explicat la viziunea lui legată de această poveste de dragoste și această tandrețe care vine, de fapt, în prim plan și aceste suprateme extrem de importante legate de violență, legate de alcoolism, legate de school bullying, sunt o sumedenie de teme grave, importante și extrem de actuale societății. Toate acestea sunt îmbrăcate într-o poveste extrem de frumoasă de dragoste între doi adolescenți. Cred că orice om tânăr în spirit care se simte că de multe ori nu-și găsește locul și nu se simte la locul lui în societatea asta, are ce să... poate fi atins de acest spectacol. O formă de entertainment foarte profesionist lucrată și cred că este un spectacol la standarde foarte înalte ca realizare, adică dincolo de temele grave pe care le tratează, puteți veni pentru o felie de entertainment de mare calitate. Lasă-mă să intru, cu titlul original Let the Right One In, este o adaptare scenică de Jack Thorne după un roman și un film suedez, jucată pentru prima dată pe scene din Marea Britanie. Oscar este un adolescent timid, umilit de colegii de școală, sufocat de o mamă instabilă și de un tată egoist. Ellie este o adolescentă misterioasă care nu simte frigul, nu a mai văzut niciodată un cub rubic și nu iese din casă decât noaptea. Spectacolul este un thriller poetic, o poveste de dragoste dintre Oscar, un puș singuratic, și Ellie, copilul vampir, doi ciudați vulnerabili care nu-și găsesc locul în lume și care ajung să se salveze reciproc. A fost o provocare și ceva extrem de nou și o grămadă de prejudecăți mi-au fost dărâmate de Vlad, de această experiență, de modul în care se lucrează într-un teatru profesionist. Sunt foarte entuziasmat că se scoate în premiera asta. Da, sunt foarte entuziasmat că se scoate în premiera asta, pentru că consider un mare motiv de sărbătoare și poate o să sune puțin egoist, dar nu vorbim pentru mine. Pentru că am ales să fac meseria asta pentru că îmi place. Și în momentul în care se întâmplă acest schimb de energie, cum spune și Mirela, pentru mine nu e un lucru mai frumos deocamdată. Iar tu? Iar tu? Eu am venit aici să fiu singur. Și eu. Bine, atunci ne prefacem că o să fim singuri. Ai nisip pe tine. Știu. Nu să fac, vă rog. De ce? Nu știu de ce trebuie să-ți răspund la întrebări. Nu suntem prieteni, nu? Ce e? Pentru un om care vrea să fie singur, chiar nu te pricep la a fi singur. Ba, mă pricep. Vreau numai să știu ce e. Și după mă lași în pace? Dacă așa vrei. E un cub rubic. Cum ai spus? Un cub rubic. Și ce e un cub rubic? E un puzzle. E o jucărie? Nu, e un puzzle. Piesa se va pune în scenă într-un spațiu neconvențional aflat în spatele scenei oficiale a Instituției de Artă Dramatică. Astfel, se va crea o atmosferă mult mai intimă, iar sentimentele trezite de firul poveștii vor fi mult mai intense. Pentru că unele scene vor fi de impact, recomandat este ca accesul să fie interzis tinerilor sub 16 ani.